au venit la Cafarnaum și îndată, în zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă și învăța. Și erau uimiți de învățătura lui, pentru că el îi învăța ca unul care are autoritate și nu în felul cărturarilor. În sinagoga lor era un om cu duh necurat, care a strigat: „Ce ai cu noi, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu!” Dar Iisus i-a poruncit cu asprime, spunându-i: „Taci și ieși din el!” Iar duhul necurat, scuturându-l și strigând cu glas puternic, a ieșit din el. Atunci toți au fost cuprinși de teamă, încât discutau între ei: „Ce e asta? O învățătură nouă, dată cu autoritate. El poruncește până și duhurilor necurate și ele îi se supun.” Și îndată i s-a dus faima pretutindeni în toată împrejurimea Galilei. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, se miră unii cum de nu reușesc să-i convingă pe ceilalți de ceea ce ei vor să spună. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi ne prezintă un astfel de caz. Pe de o parte, cărturarii, pe de altă parte, Iisus. Pe de o parte, chimvalul zângănitor și arama surătoare, pe de altă parte, sunetul unui clopot care cheamă la convertire. Nu se compară lucrurile. Nu poți să auzi dintr-o bucată de tablă, de aramă, de cupru, un sunet care iese din clopot, un clopot făcut cum trebuie. Așa este și cu oamenii. De unde are un om credibilitate? Ce face ca un om să fie credibil? Uneori, apa vrea să spună că este miere și încearcă să explice: „Eu sunt miere.” „Serios? Ești mieroasă doar, dar nu ești miere.” Și altfel de lucruri de felul acesta, ca și cum unii copaci, unii plopi vor să facă struguri sau cine știe ce alte plante vor să facă alte roade. După roade îi veți cunoaște, ne spune Iisus. Așadar, de unde vine credibilitatea? De unde vine autoritatea unui om? Sfânta Tereza a pruncului Iisus spunea așa: „Nu voi învăța pe nimeni niciodată ceea ce eu mai întâi nu am trăit.” Adică, dacă tu ai trăit mai întâi un anumit lucru, poți să transmiți mai departe așa ceva. Dacă tu nu te rogi, îi spui fratelui tău: „Roagă-te.” „Serios? Chiar vrei să te cred?” Îi spui fratelui tău: „Nu minți.” Dar tu îl minți chiar și atunci când îi spui aceste cuvinte. „Nu fura.” Dar tu ești cu geanta plină de hoții. „Nu vorbi urât.” Dar tu vorbești prostii de la începutul zilei până când te culci. Și așa mai departe. Sigur, este o comparație relativă, dar în Evanghelia de astăzi, Iisus transmite învățătura sa cu autoritate. De unde vine autoritatea sa? Vine din faptul că el era Fiul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu are autoritatea sa, el fiind Fiul lui Dumnezeu. Nu în felul cărturarilor care legau poveri greu de purtat, pe care ei nici măcar cu un deget nu voiau să le miște. Iubiți credincioși, ascultând această Evanghelie, să ne înflăcărăm și noi de dorința de
a trăi cuvântul lui Dumnezeu și din trăirea cuvântului lui Dumnezeu să devenim și noi credibili. Tot Evanghelia de astăzi ne spune că și diavolii cred și diavolii îl recunosc pe Mântuitorul. I-a spus unul dintre aceștia lui Iisus: știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Adică și ei îl cunosc pe Iisus și ei vorbesc frumos despre Iisus, pentru că n-au cum să vorbească altfel. Și totuși, ei nu au autoritate. Ei nu au autoritatea Mântuitorului. De ce? Ne spune Iisus. El vorbea ca Fiul lui Dumnezeu. Și noi suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă vrem să fim cu adevărat credibili în credința noastră, în ceea ce învățăm, trebuie ca mai întâi noi să dorim să trăim lucrurile acelea. Trebuie ca mai întâi noi să ne conformăm viața cu maximă libertate și cu conștiința faptului că facem ceea ce trebuie să facem, să ne conformăm viața cuvântului pe care îl citim și îl ascultăm. O învățătură nouă dată cu autoritate. De aici vine autoritatea din trăire, din viață, nu din vorbe. De aceea ar fi cunoscută vorba Sfântului Francisc către frații săi: învățați, învățați, dacă e nevoie, folosiți și cuvinte. Lăudați să fie Iisus Hristos! Să ne rugăm lui Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, pentru pace și bună înțelegere în familii. Te rugăm, ascultă-ne, pentru îndepărtarea celor care strică pacea din familii, pentru căsătorii cu viitor fericit de pace și bună înțelegere, pentru îndepărtarea vrăjmașilor și paza de rele, pentru ocrotire și reușită în serviciu, pentru spor, ajutor la învățătură și reușită la examene, pentru îndepărtarea nenorocirilor și paza de rele, pentru ca cei plecați din sânul familiei să fie ocrotiți, să-și păstreze credința și să se întoarcă sănătoși la casele lor, pentru răbdarea și ușurarea celor bătrâni sau suferinți, pentru vindecarea celor bolnavi, pentru găsirea lucrurilor pierdute și înapoierea celor furate, pentru pace și înțelegere în comunitate, în țară și în întreaga lume, pentru îndeplinirea gândurilor și realizarea dorințelor tuturor cinstitorilor Sfântului Anton. Dumnezeule, fă ca puternica rugăciune a Sfântului Anton, mărturisitorul tău, să aducă bucurie tuturor credincioșilor, dobândindu-le harurile cerute pentru binele lor sufletesc și trupesc, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.